Există atât de mult material în capitolul 11 din Evrei, încât sperăm să-l terminăm în viacul ăsta. Dar și dacă nu-l terminăm, niciun fel de problemă. Noi credem că venirea Domnului este aproape și e bine să ne prindă studiind despre credință. Destul de recent am văzut o imagine promovată de o pagină catolică în care se afirma, era o imagine în care se afirma și se ilustra faptul că Noe n-a fost mântuit prin credință, ci a fost mântuit prin fapte. Pentru că dacă Noe n-ar fi construit corabia, da? Dacă n-ar fi făcut fapte, dacă nu și-ar fi petrecut 120 de ani în fapte, în faptele construirii corabiei, Noe n-ar fi fost mântuit. Deci, Noe n-a fost mântuit prin credință, ci a fost mântuit prin fapte. Deci, nici noi nu putem spune că suntem mântuiți doar prin credință, da, sola fide, ci suntem mântuiți și prin fapte. Nu că nu suntem mântuiți prin credință, dar suntem mântuiți și prin fapte. Sau cel puțin, la început, suntem mântuiți prin credință, ne punem toată încrederea în Domnul Iisus, suntem mântuiți, dar cea mai mare parte din viața noastră trebuie să o petrecem făcând fapte ca să fim mântuiți. Altfel nu vom fi mântuiți fără fapte. Și foarte interesant, toți cei care au foarte puțin discernământ spiritual s-au apucat la dat share, like la imaginea respectivă și chiar păstorii evanghelici au dat, au împrăștiat imaginea respectivă arătând, da, domnule, vedeți, uite, avem un text în Sfânta Scriptură în care ni se spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, ceea ce se adeverește că evanghelicii de astăzi au nevoie de pocăință și de înțelegere a Evangheliei, în primul rând, a Evangheliei, la fel de mult cum au nevoie și catolicii. Nu există absolut, ca să folosesc o expresie biblică, fără nicio deosebire. Cum au și evreii și neamuri nevoie de Evanghelie și astăzi și catolicii și evanghelicii au nevoie de Evanghelie, au nevoie de abecedarul învățăturii lui Dumnezeu. Acum, înaintea noastră avem versetul 7 la care ne vom uita în această dimineață, care ne vorbește despre Noe și este important să înțelegem un principiu hermeneutic. Dacă vrem să stabilim doctrina mântuirii, dacă vrem să învățăm Evanghelia, noi nu ne ducem de la umbre și distorsionăm realitatea. Simplu. Nu te duci la Vechiul Testament care prezintă umbre, da? Umbra nu este realitatea în sine. Umbra îți prezintă doar o imagine largă de ansamblu asupra realității. Dar nu te duci de la Vechiul Testament, te uiți la Noul Testament și spui, hei, Noul Testament sunt cam multe lucruri. Hai să tăiem ca Noul Testament să se potrivească perfect cu Vechiul Testament. Da? Nu, asta este eroarea, adventiștilor. Da? Ne ducem la Vechiul Testament. Asta este temelia. Tot ce vedem că, ieri am ascultat un mesaj, tot ce vedem în Noul Testament și se pare că nu este conform cu Vechiul Testament, trebuie scos afară. Și unul dintre ei a spus, dacă Pavel, de exemplu, ar spune că suntem mântuiți fără lege, Pavel ar fi un eretic. Eu nu înțeleg ce a vrut să spună Pavel când a spus că suntem mântuiți fără lege. Dar nu are cum să fie lucrul ăsta așa. Pavel s-a referit la cu totul altceva. De ce? Pentru că Vechiul Testament ne arată că trebuie să ținem legea. Asta este eroarea. Înțelegeți principiul hermeneutic. Eu nu mă duc de la umbră, de la Vechiul Testament, de la lucrurile puține și când ajung la mai multe spun, wow, păi în Vechiul Testament nu este așa ceva. Toporul încoace, toporul hermeneutic. Tuc, 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 tai ca să se potrivească cu Vechiul Testament. Nu! Ci de la umbră mă duc spre realitate și văd că se adaugă, că revelația este progresivă, că se adaugă anumite detalii și privesc de la lumina clară, privesc spre umbră, da? Unde am claritatea, unde am toată revelația. Așadar, în cazul nostru cu Noe, eu nu mă duc în Vechiul Testament și spun ce văd aici. Păi Noe a construit corabia, a fost scăpat. Deci Noe este mântuit prin fapte. Nu! Ci mă duc la un autor inspirat de Duhul Sfânt care îmi dă nu doar un text inspirat, ci îmi dă o interpretare inspirată. Ascultați-mă! Geneza este inspirată de Duhul Sfânt. Dar avem în autorii Noul Testament care ne dau și interpretarea inspirată a textului inspirat. Ăsta este avantajul pe care îl avem. Ce nebune am fi noi ca să lăsăm interpretările inspirate și să spun, hai frate, să speculăm puțin, să ne gândim cam care ar fi treaba acolo cu Noe. Nu! Ai un autor în Noul Testament care îți spune ce s-a întâmplat cu Noe, cum ar trebui să înțelegi evenimentul cu Noe. Și ce ne spune autorul inspirat? Un evreu inspirat. Un evreu care cunoștea Geneza. Un evreu care avea toate motivele să ne spună faptele legii sunt foarte importante. Aveți grijă că nu suntem mântuiți numai prin credință. Ce ne spune el? Versetul 7. Prin credință. Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu,
despre lucruri care încă nu se vedeau, a făcut un chivot. Cum a făcut chivotul? Prin credință l-a făcut. Prin credință l-a făcut. Și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Nu zice Dumnezeu, 120 de ani, ai fost credincios Noe, 120 de ani, ai suportat toată batjocora, deci te voi mântui prin faptele tale. Nu spune Biblia așa. Biblia spune că toată viața lui Noe a fost trăită prin credință. Acum aș vrea să intrăm puțin în atmosfera, foarte puțin, în atmosfera vremii în care a trăit Noe. În contextul vremii sale, Noe părea un nebun, să n-aveți niciun dubiu în privința asta, da? Deci proclamarea lui Noe că va veni un potop într-o lume în care cel mai probabil nu ploua, da? Dumnezeu dădea rouă. Sunt foarte multe discuții pe tema asta, dar nu erau ploi cum am avut noi săptămâna asta, da? Deci nu era așa ceva, să fiți siguri de lucrurile. Nu era așa ceva. În contextul ăsta să vii și mesajul tău principal să fie nu doar că va ploua abundent, ci va fi o masă de ape care va acoperi toată suprafața pământului, era o nebunie. Și era o nebunie și lucrul ăsta este dovedit astăzi. Du-te și vorbește oamenilor despre faptul că a fost un potop. Și au zis, ești nebun. Ești și dimin. Nu există așa ceva. Nu a existat așa ceva niciodată. Da? Noe în vremea sa părea un nebun. Și imaginați-vă că a făcut lucrul ăsta timp de 120 de ani. Și imaginați-vă că Noe nu doar propovăduia cum facem noi astăzi. S-a apucat acolo în curtea lui să construiască o corabie. Acum dacă își făcea el o șalupă sau își făcea o bărcuță din asta mică cum mergeau și indienii, nu era o problemă, da? Unii ziceau, bă, Noe săracul puțin a luat-o pe ulei, el vrea să dea cu corabia pe nisip sau unde era el. Noe s-a apucat de făcut dita mai corabia. Și trece un an, trec 2 ani, trec 3 ani, trec 10 ani, trec 20 de ani, trec 30 de ani. Și Noe este un ratat, un nebun ratat, care își implică întreaga familie în psihopatia lui, nebunia lui, în schizofrenia lui. El își trăiește întreaga viață în lumina potopului. Nu este asta o nebunie? Din punct de vedere este omenesc. S-auzi într-o lume civilizată, într-o lume care se tehnologizează tot mai mult, într-o lume care, spune, sau spun ei, că merge spre tot mai bine, da? Evoluăm într-o lume care evoluează. Evoluția acestei lumi este cu o viteză fantastică. Noi nu putem să ținem pasul cu evoluția ei. Și sunt niște oameni rămași în urmă care deschid Geneza, deschid o carte scrisă cu mii de ani în urmă și spun oamenilor că trebuie să trăim în lumina unui eveniment viitor, catastrofal. Suntem niște descreierați pentru lumea asta. Să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră importanța versetului 7 din Evrei 11. Nu noi a fost, doar noi a fost privit ca un nebun. Noi vom fi priviți ca niște nebuni, ca niște descreierați. Oricâtă aparatură am avea noi, oricâtă tehnologie, oricât de implicați ar fi în societate, când vom comunica deschis oamenilor, că în ciuda evoluției tehnologice, în ciuda evoluției intelectuale care există astăzi, noi trăim în lumea unui dezastru, în lumina unui catastrofe care va veni peste pământul ăsta, vom fi priviți ca un nebun. Ca niște nebuni. Ca niște oameni care și-au pierdut mințele. Să înțelegem bine importanța acestui pasaj pentru noi. Acum, viața lui Noe este un prototip. Am folosit foarte des cuvântul ăsta prototip. Prototip înseamnă un tip, un model prezentat mai dinainte, după care se va face altceva. Asta este un prototip, da? Și viața lui Noe este un prototip pentru viețile noastre. De ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta, vă dau un pasaj sau două. 2 Petru, capitolul 2, versetul 5, spune așa. Auziți ce logică face Petru. Dacă n-a cruțat el lumea veche ce a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, asta e premisa. Dacă n-a scăpat pe aceștia și a scăpat pe aceștia, da? Înseamnă versetul 9 că Domnul știe să izbăvească. Deci el spune, din evenimentul cu Noe, extragem un principiu care ni se aplică noi, o premiză, da? O premiză pe care o stabilește și o concluzie. Dacă n-a scăpat pe ăia, dar l-a scăpat pe ăla, înseamnă că Domnul știe în viitor să ne scape pe noi și să nu-i scape pe ăștia alți. Deci este un prototip pe care îl aplicăm la viețile noastre. Domnul Iisus Hristos a folosit exact același raționament în Matei capitolul 24 cu versetul 37, unde spune în felul următor. În Matei capitolul 24. Domnul folosește exact același raționament. El consideră că viața lui Noe și evenimentul din vremea respectivă este un prototip pentru noi. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, la timpul trecut, aidoma, în același fel,
Asemănător se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Nu mai citesc tot pasajul. Dar este clar principiul, da? Trebuie să privim pasajul acesta așa cum autorii Noului Testament ne obligă, ne forțează să-l privim. Autorul cărții Evrei, Domnul Iisus, Petru, ne forțează să privim pasajul acesta, evenimentul cu Noe, viața lui Noe, ca un prototip. Deci vedeți dumneavoastră, avem un avantaj extraordinar. Ni se dă și metoda hermeneutică de a privi Vechiul Testament. Ei ne învață, ne duc în Vechiul Testament și ne învață. Uite, așa ar trebui să interpretați. Astea sunt lucrurile pe care ar trebui să le înțelegeți din pasajele respective. Rezultă că, dacă pasajul acesta este un prototip pentru noi, viața lui noi este un prototip pentru noi, rezultă că noi trebuie să fim oameni după modelul lui Noe și să nu ne îndoim de faptul că lumea ne va privi ca niște nebuni. Să, în mintea noastră să fie premiza asta, temelia asta. Lumea, dacă trăim ca Noe, Aidoma va fi la vremea sfârșitului, Aidoma ne vor vedea oamenii ca niște nebuni. Da? Să stabilim lucrul acesta, să ne obișnuim cu el. Să nu avem așa un fel de prăbușire din asta psihică, lăuntrică, emoțională. Soțul meu mă crede o nebună. Și? Ce-i nou în asta? N-am înțeles. Indiferent de evoluția pe care o suportă lumea asta, reacția lumii la credința noastră va fi aceeași. Vom fi priviți ca niște nebuni. Să acceptăm lucrul acesta, da? Să acceptăm lucrul ăsta, că ne facem un bine nou înșine. Acest text pe care îl avem înaintea noastră este un text despre Evanghelie. Este un text despre Evanghelie. Bineînțeles, nu despre plinătatea Evangheliei cum avem noi în Noul Testament. Este un text despre Evanghelie sau despre proto-Evanghelie sau Evanghelia mai dinainte, așa cum o vedem în viața anumitor personaje din Vechiul Testament. Și vedem în pasajul acesta un lucru foarte important, o lecție importantă, un principiu important. Noi nu doar am fost mântuiți prin Evanghelie, prin credința în Evanghelie. Noi suntem păstrați prin Evanghelie. Și noi vom fi glorificați, noi vom fi salvați la final de Dumnezeu prin Evanghelie. Noi am fost mântuiți prin Evanghelie, suntem mântuiți prin Evanghelie și vom fi mântuiți prin Evanghelie. Da? Noi suntem într-un proces al mântuirii noastre. Ceea ce înseamnă că noi în dimineața asta nu facem o recapitulare a Evangheliei. Eu nu vreau să mă asigur că dumneavoastră ați înțeles bine Evanghelia. Haideți să ne amintim din nou Evanghelia. Nu! Importanța acestui pasaj este următoarea. Importanța. Am fost mântuiți prin Evanghelie și Evanghelia este hrana noastră zilnică. Noe trăia zilnic prin credință. Noe privea spre potop prin credință. Noe construia în fiecare zi corabia prin credință. Noe își lua forța de a continua, de a suporta în continuare batjocura, de a fi un propovăduitor al neprihănirii, prin credință. Credința îl făcea pe Noe să facă toate lucrurile acestea. Da? Ceea ce înseamnă că Evanghelia este pentru noi toată, este întreaga temelia vieții noastre. Este temelia vieții noastre, este temelia fiecărei zile pe care o trăim înaintea lui Dumnezeu. Esența trăirii prin Evanghelie este credința. Am intitulat versetul 7, mântuiți de judecată prin credință. Mântuiți de judecată prin credință. Și haideți să vedem împreună ce ne spune pasajul nostru despre lucrul acesta. În primul rând, aș vrea să observați, în primul rând, harul credinței. Uitați cum formulează autorul cărții Evrei lucrul acesta. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu. Acum, cuvântul har, bunăvoință, bunătate, nu-l găsești în pasajul acesta. Dar premiza că lui Noe s-a făcut har și milă, o găsești. Mai cu seamă că autorul cărții Evrei și cititorii cărții Evrei, care erau niște evrei, audiența este evrească, știau contextul, aveau fundalul teologic și textual al Vechiului Testament. Da? Și ei știau cum începe pasajul. Domnul și-a făcut milă de Noe. Da? Asta spune Geneza. Lui Dumnezeu și-a făcut milă de Noe. Și Dumnezeu și-a manifestat mila față de Noe cum? În primul rând prin faptul că i-a revelat lui Noe catastrofa care va veni. Credința este un har de la Dumnezeu. De ce este un har de la Dumnezeu? Pentru simplu fapt că Dumnezeu se revelează. Credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Asta înseamnă că dacă Dumnezeu te face să auzi cuvântul lui Dumnezeu, ăsta este deja un har de la Dumnezeu, da? Pentru că Dumnezeu produce credința în noi prin Evanghelie, prin cuvântul lui, prin revelație. Acum, noi nu putem să producem în noi înșine credință și nu putem să producem în ceilalți credință. Dar vă spun un lucru pe care îl putem face. Putem duminică dimineața să ne îmbrăcăm, să ne pregătim, să ne spălăm, să venim la adunare și să ne punem în fața căii harului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
am puțină credință, să n-am credință deloc. Ce pot să fac? Păi nu poți să faci tu un fel de exercițiu yogin pseudo-spiritual creștin prin care să-ți produci ție credință. Dar te poți pune în calea Harului lui Dumnezeu, care este calea cuvântului. Te poți pune în fața ascultării cuvântului Dumnezeu și tu poți să spui, da, m-am dus la adunare, am dormit și după 2 ore nu m-am trezit cu credință în mine. Nu! Tu ca om, ca ființă umană, cu capacități intelectuale pe care ți le-a dat Dumnezeu, prin care nu-ți poți produce credința, poți totuși să te pui pe un scaun și spui, voi sta atent 50 de minute să ascult ce are de spus omul acesta, să ascult predicarea cuvântului Dumnezeu și predicarea cuvântului Dumnezeu produce credință. Produce credință în copii, în adolescenți, în oameni adulți sau în bătrâni. Eu mă pun în calea Harului Dumnezeu, care este calea cuvântului Dumnezeu. Da? Mă duc acolo unde primesc aceste înștiințări prin credință. Când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, noi a făcut lucrurile respective. Deci credința este un har de la Dumnezeu. Acesta este primul lucru pe care vreau să-l observați. Harul credinței. Harul credinței. Faptul că a fost înștiințat de Dumnezeu este un har de la Dumnezeu. În al doilea rând, cuvântul credinței. Cuvântul credinței. Credința nu este oarbă. Am discutat săptămâna aceasta cu o persoană ateistă. Credința nu este oarbă. Oamenii cred că credința este oarbă. Credința nu este inferioară rațiunii. Credința nu este inferioară științei. Credința nu respinge metodele de observare. Ascultați-mă bine, noi nu spunem că credința este împotriva științei. Știința spune una, credința spune cu totul altceva. Știința se bazează pe metode de observare, credința spune nu există metode de observare, nu ne interesează metodele de observare. Oamenii din lume ne spun, dom'le, dar hai să fim raționali, să gândim rațional despre Dumnezeu. Noi spunem, nu ne interesează, nu există nimic rațional în credința Dumnezeu. Noi nu asta spunem, să nu vocalizați niciodată o asemenea enormitate și prostie. Noi nu spunem credința este împotriva rațiunii, împotriva metodelor de observare, credința este oarbă, credința este împotriva științei. Noi nu spunem asta, știți ce spunem noi? Credința este deasupra lor. Credința este deasupra științei. Credința este deasupra rațiunii. Credința este deasupra metodelor de observare. Mă înțelegeți? Dacă cineva ar inventa mâine nu știu ce aparate super speciale, ultra performante, prin care s-ar duce în spațiu și ar descoperi ceva ce n-a fost descoperit mii de ani până ziua de astăzi, noi prin credință știm ceva mai mult decât știe acela. Știm ceva mai mult. Credința te duce deasupra acestor lucruri omenești. Cu alte cuvinte, credința noastră primește niște informații pe care nici știința, nici înțelepciunea omenească, nici rațiunea nu le poate oferi. Dacă s-ar aduna într-o sală toți experții de la NASA sau ce mai există în lumea asta, că nu știu, și ne-ar comunica niște informații pe care nici măcar noi n-am putea să le procesăm cu mintea noastră, vreau să vă spun un lucru. Cel mai prost om din sala asta, dacă ar putea să spună, eu sunt prost, eu nu înțeleg multe lucruri, eu mă încred în Domnul Iisus Hristos și cred următoarele lucruri. Cel mai prost om, dacă el s-ar considera un prost, cel mai prost om din sala asta ar ști mai multe lucruri decât toți experții de la NASA. Știi de ce? Pentru că el prin credință poate accesa niște informații pe care ei nu le pot accesa cu aparatele lor și cu știința lor și cu metodele lor de observare și cu calculele lor. Credința te duce deasupra rațiunii și primește niște informații pe care înțelepciunea lumii acesteia nu o poate accesa prin metodele omenești. De aceea spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, capitolul 2, că Dumnezeu a făcut de rușine înțelepciunea lumii acesteia. Cum? Prin faptul că a dat omului o capacitate spirituală, credința, ca să acceseze niște informații care nu se pot primi altfel. De asta trebuie să depindem total de Dumnezeu în mântuirea noastră. Pentru că ni se dau niște informații care sub nicio formă nu le putem avea altfel. Așadar, credința se bazează pe Dumnezeu, pe revelația Lui, se bazează pe ceva ce vine din exteriorul nostru. Rațiunea descoperă, credința primește revelația. Credința nu înseamnă că eu mă duc în descoperirea lui Dumnezeu. Nu. Credința nu înseamnă că eu îl caut pe Dumnezeu, am calcule corecte, matematice, spirituale, am ajuns la convingerea că există Dumnezeu. Aia nu este credință. Aia este o descoperire a ta. Credința se bazează pe revelație. Auziți, prin credință când a fost înștiințat, asta credem noi. Noi credem că Dumnezeu din exterior nostru, cineva din exterior nostru, a intervenit, a coborât în lumea oamenilor și a dat revelație, s-a comunicat pe sine și a comunicat voia. El ne-a dat o informație de sus pe care nu puteam să o dobândim sub absolut nicio formă, prin nicio formă omenească. Asta este credința. De aceea spun, orice credincios este din acest punct de vedere deasupra
celui mai înțelept om care există pe suprafața Pământului. Pentru că el are niște informații pe care omul acela nu le poate dobândi în alt mod decât prin credința în revelația lui Dumnezeu. Avem harul credinței, avem cuvântul credinței și te sfătuiesc, dacă ești necredincios sau ești puțin credincios, pune-te în calea cuvântului, harului lui Dumnezeu, că numai așa se poate dobândi credința. Numai așa. Numai așa. În al treilea rând, care este esența credinței? Care este esența credinței? Lucrul acesta l-am mai spus, l-am mai lămurit, l-am mai explicat, dar îl mai spun încă o dată în dimineața aceasta, pentru că nu este spus despre noi aici. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu, ascultați, despre lucruri care încă nu se vedeau. Spune în alt pasaj, în, mai jos, în Evrei 11, că l-a văzut pe Dumnezeu, ca și cum l-ar fi văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a comunicat lui Noe că va veni un potop și Noe, prin credință, a văzut potopul acela, a văzut judecata lui Dumnezeu și a acționat în consecință. Pentru el potopul era o realitate. Pentru el potopul nu era o chestiune. Vedem dacă o fi sau nu o fi. El știa sigur că va veni potopul. El avea o certitudine pentru realitatea asta viitoare care încă nu se vedea. Încă nu se vedea, da? Cu alte cuvinte, credința este capacitatea pe care ne-o dă Dumnezeu ca să vedem lucruri care nu se văd. Asta înseamnă că cine nu are credință este orb la cele mai importante realități din univers. Haideți să facem o paralelă. Care este cea mai importantă realitate din univers care va apărea? Cea mai importantă realitate din univers este judecata. Finalul istoriei, judecata. Asta este cea mai importantă realitate din univers. Omul care nu crede nu vede realitatea asta. Corect? Omul care nu crede nu vede realitatea asta. În schimb, credința pe care Dumnezeu ți-a dat-o îți dă ție acces la această realitate. Și îți dă prin credința aceasta harul de a te raporta corect la această realitate și de a trăi în lumina acestei realități. Vine o judecată, vine mânia lui Dumnezeu, vine finalul istoriei. Voi sta înaintea lui Dumnezeu. Credința te face să te raportezi corect la această realitate, să o vezi și să trăiești în lumina ei. Și să trăiești în lumina ei. Oamenii care nu au credință, indiferent cât de inteligenți ar fi și înțelepți ar fi, indiferent cât de multe lucruri ar ști, nu vor cunoaște cele mai importante realități ale istoriei. El voi experimenta la vremea respectivă, dar nu le cunosc acum. Da? Credința, prin credință, poți să vezi lucrurile acestea. Și cel mai grav lucru este că omul fără credință pierde cele mai importante evenimente din istorie. Le pierde. Pierde evenimentul mântuirii, pierde evenimentul judecății. Cel puțin îl pierde în sensul de a se pregăti corect și de a fi pregătit pentru evenimentul acela. Da? De a fi de partea bună a istoriei, de a nu ajunge la groapa de gunoi a istoriei. Da? Fără credință suntem într-o stare subanimalică. Suntem mai răi decât animalele fără credință. Știți de ce? Pentru că, și vorbesc din punct de vedere spiritual, deși omul fără Dumnezeu, fără credință, poate să aibă un creier foarte dezvoltat, poate să proceseze informații foarte profunde, poate să facă calculele foarte interesante, totuși, fără credință, omul plonjează într-o stare subanimalică. Când oamenii raționali, când oamenii care poartă chipul lui Dumnezeu, așa deformat cum este el, când oamenii aceștia ajung să aibă crezuri false, când ajung să închine la idoli, la demoni, când ajung să trăiască în tot felul de murdării și murcevii pe care animalele nu le fac. Nu este aceasta o stare subanimalică? Și tot se datorează lipsei de credință. Totul se datorează faptului că omul nu are această conexie cu Dumnezeu prin credință și nu vede realitățile reale spirituale. Și ajunge să plonjeze și să înnoate în această mocirlă de păcat, de idolatrie, de falsități și de lucruri demonice. Asta face credința. Credința ne dă accesul la această lume spirituală, la lucrurile care nu se văd. Și uitați ce produce credința noi. Zice, fiind înștiințat de Dumnezeu, da? Este interesant, în limba originală sunt două verbe pasive aici care ar suna cam așa. Prin credință noi, fiind înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau și fiind umplut de o teamă sfântă, sunt două verbe pasive. S-a făcut asupra lui, înștiințarea a venit de la Dumnezeu, Dumnezeu l-a înștiințat și verbul următor, plin de o teamă sfântă, este verbul umplut de o teamă sfântă, este ceva ce s-a făcut asupra lui. Cum a venit teama sfântă peste noi?
Păi a venit teama sfântă prin faptul că a fost înștiințat. Dumnezeu i-a spus, vine potopul și el a fost umplut de o teamă sfântă. De o teamă sfântă. Acum, ce vreau să spun este că, ce vreau să observăm ca principiu din locul acesta, că familiaritatea în prezența lui Dumnezeu nu este un semn bun. Deci Dumnezeu nu este prietenul nostru. Dumnezeu nu este amicul nostru cel mai bun cu care mergem noi la braț. Noe avea siguranță. Ascultați-mă, Noe nu stătea și tremura de frică, sper că Dumnezeu nu va distruge. Nu, Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe și a arătat mila față de el. I-a dat planul facerii acelui chivot, acelei corăbii. Dumnezeu i-a spus că salvează și totuși Noe a fost umplut de o teamă sfântă. Este o teamă nesfântă. Cine, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Oamenii nu aveau niciun fel de apreciere pentru sfințenia lui Dumnezeu. Oamenii nu aveau niciun fel de apreciere pentru oamenii lui Dumnezeu. Dar se temeau de mânia viitoare. Este o frică nesfântă și o frică sfântă de Dumnezeu. Noi a fost umplut cu o teamă sfântă. Cu o teamă sfântă. Teama aceasta sfântă te ține în paradoxul acesta. Dumnezeu este tatăl tău. Dumnezeu este acel la care te poți duce în orice secundă să apelezi la el pentru cele mai mici lucruri, pentru cele mai banale lucruri. Dar Dumnezeu care este tatăl tău în același timp este Dumnezeu suveran care pedepsește păcatul, care nu suportă păcatul și că va aduce toată lumea la judecată și care va pedepsi lumea aceasta prin foc. Ăsta este tatăl meu. Și realitățile acestea două, Dumnezeu este tatăl meu, dar el este suveranul, judecătorul acestui univers, realitățile acestea două îmbinate corect te vor umple de o teamă sfântă. În fața catastrofei, dezastrului pe care Dumnezeu va produce în această lume, nu poți să zici, ce bine că e tata meu, fine, hai să dănțuim și să ne bucurăm. Nu. Lucrul acesta va produce o teamă sfântă în tine. Și apoi vedeți că Noe, prin credință, a trecut la o acțiune, da? Este o atitudine pe care Noe a avut-o prin credință, înștiințat de Dumnezeu, a fost umplut de o teamă sfântă și a făcut. O atitudine și o acțiune. A fost umplut de o teamă sfântă și a făcut un chivot. A trecut la acțiune. Dar cum a făcut el chivotul? Prin credință. Credința duce la atitudini corecte, credința duce la acțiune. Noi nu spunem că acțiunea nu contează și sentimentele nu contează. Noi nu spunem că acțiunea nu contează și atitudinile lăuntrice nu contează. Noi nu spunem că putem să stăm bine mersi pe bancă și să spunem va veni o judecată. Ha, 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 nu ne interesează, nu ne afectează. Nu, asta e credința. Nu, asta e credința. Noi spunem că totul decurge din credință. Dacă ai o credință adevărată, dacă Dumnezeu ți-a dat acest simț spiritual prin care tu vezi lucrurile spirituale, prin care primești informații pe care ceilalți oameni nu le au și nu le cred, acest lucru va produce în tine o uimire sfântă, o contemplare în fața peisajului pe care Dumnezeu îl desenează spiritual înaintea ochilor sufletului tău. Te va umple de teamă sfântă și te va duce la acțiune, te va face să acționezi în lumina acelor realități. Dacă tu spui, eu cred că va veni o judecată peste lumea aceasta, dar nu cred în Domnul Iisus. Eu cred că va veni o judecată în lumea aceasta, dar trăiesc ca un nelegiuit. Nu ai crezut nimica de fapt. Tu ai primit o informație, dar tu nu o crezi. Pentru că dacă o crezi, vei trăi în lumina acelei realități. Deci există acest har al credinței, acest cuvânt al credinței pe care îl vedem, esența credinței, în al treilea rând, este vederea lucrurilor spirituale care duce la această atitudine și la acțiune. Și apoi hai să ne uităm, și care cred că este centrul pasajului, la chivotul credinței lui. Da? El prin credință a fost înștiințat, prin credință a fost umplut de o teamă sfântă, prin credință a făcut un chivot ca să-și scape casa. Și ok, cred că chivotul construit de noi este un prototip a Domnului Iisus Hristos. Și veți vedea totul în textul acesta se învârte în jurul chivotului. De ce spun asta? Păi, lui Dumnezeu i s-a făcut milă de Noe și a dat proiectul chivotului, da? Acest chivot a fost ceea ce Noe a proclamat și cu vorba și cu fapta, prin simplu fapt că l-a construit, ca fiind singura cale de salvare, da? Chivotul era singura cale de salvare. Totul se învârte în jurul chivotului. Acest chivot trebuia crezut ca singura opțiune a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu a dat altă variantă. Acest chivot i-a salvat pe oamenii aceștia de mânia lui Dumnezeu manifestată prin potop. Acest chivot a fost locul în care oamenii aceștia au stat și a fost locul lucrurilor care i-a salvat de lumea veche și i-a dus spre lumea nouă. Acest chivot a fost locul în care a stat comunitatea credinței, casa lui Noe.
Toți cei care au fost mântuiți în vremea lui Noe au stat în chivotul acesta. Comunitatea credinței era în chivot. Toată comunitatea credinței era în chivot. Toți cei care au crezut revelația lui Dumnezeu au stat în chivot. Da? Și acest chivot i-a dus în siguranță în lumea nouă, protejați de orice pericol. Totul este în jurul chivotului. Și cred că acest chivot, fără de care toți ar fi fost morți, acest chivot este reprezentarea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos este semnul, este manifestarea milei lui Dumnezeu față de noi. Domnul nostru Iisus Hristos este revelația centrală a lui Dumnezeu pentru noi. Domnul nostru Iisus Hristos este mesajul pe care noi îl proclamăm lumii. Domnul nostru Iisus Hristos este singura cale de scăpare. Domnul nostru Iisus Hristos este cel care ne scapă de mânia viitoare pentru că El a suportat-o la cruce pentru noi. Domnul nostru este locul de scăpare al tuturor celor care cred, al tuturor credincioșilor. Domnul nostru este Iisus Hristos este cel care ne va duce în siguranță dincolo de judecată. Domnul nostru Iisus Hristos este cel care ne va duce în siguranță într-o lume nouă și desăvârșită. El este chivotul nostru. Noi trebuie să intrăm în El. Noi trebuie să credem în El. Noi trebuie să-L primim pe El. Noi trebuie să ne adăpostim în El. Imaginați-vă chivotul, care este Hristos. Și toți credincioșii intră în El, da? Mânia lui Dumnezeu cade. Dumnezeu nu-și negociază sfințenia, dreptatea, judecata și mânia Lui. Mânia lui Dumnezeu cade cu toată forța peste acest chivot. Și mânia lui Dumnezeu distruge absolut totul în afară de cei care sunt în chivot. Ei trec pe sub mânia lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Noi am fost judecați, frați și surori. Toți care suntem aici am fost judecați pentru toate păcatele noastre. Toți care suntem aici, acum 2000 de ani, în Domnul Iisus Hristos, am stat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a condamnat pe fiecare dintre noi. Judecat, executat, moarte, despărțire de Dumnezeu. Dar a făcut-o prin Domnul Iisus Hristos. Noi am fost acoperiți, noi am fost în El, noi am fost apărați de El. Mânia lui Dumnezeu a căzut. Executarea judecății lui Dumnezeu a avut loc acum 2000 de ani. În persoana Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Să intrăm în chivot, să stăm în chivot, să ne adăpostăm în chivot. Vedeți, trecem prin viața aceasta, prin atâtea frământări, necazuri, suferințe emoționale, mentale, spirituale, psihice, relaționale, trupești, de tot felul. Suntem hăituiți, suntem bombardați din toate direcțiile. Și oricât de mult am vorbit noi despre mântuire și siguranța mântuirii și Evanghelie și toate lucrurile acestea, la un moment dat ești zdruncinat. Ești zdruncinat. De suferințe relaționale, de suferințe mentale, de suferințe psihice, de suferințe trupești, de suferințe emoționale. Lucrurile astea au impact asupra noastră. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă ești în chivot, ești în siguranță. Și siguranța ta nu depinde de percepția pe care tu o ai asupra siguranței tale sau asupra mântuirii tale. Siguranța ta depinde de prezența ta în chivot. Ascultați-mă, siguranța noastră nu depinde de cât de mult percep eu despre Domnul Iisus Hristos, ce a făcut El, cum este El. Siguranța ta depinde de prezența ta în chivot. Trebuie să fii în chivot. Trebuie să fii în Domnul Iisus Hristos. Poți să fii în Hristos și să tremuri. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care sunt mântuiți. Sunt mulți oameni care stau în adunări apostate. Sunt mulți oameni care au crezut în Domnul Iisus Hristos și după duminică sunt bombardați să nu creadă doar în Domnul Iisus Hristos. Sunt bombardați duminică de duminică să se teamă de mânia lui Dumnezeu. Sunt bombardați duminică de duminică să se teamă de judecata lui Dumnezeu. Sunt bombardați duminică de duminică să se uite la faptele lor și să aibă grijă că o să ajungă la judecată și Dumnezeu să se înfurie pe ei. Vreau să vă spun un lucru. Toți oamenii aceia mântuiți sunt în siguranță pentru că sunt în Hristos. Dar este o tragedie să stai în chivot și să spui: "O, potopul, oare cum e? Oare dacă sunt aici în chivot, oare faptele mele sunt vrednice de a fi scăpat de potop? Oare faptul că mă îndoiesc nu-L face pe Dumnezeu să deschidă ușa, să se mă scoată, să mă arunce în potop?" E irelevant! Ascultați-mă, este irelevant! Ce simți tu în timp ce ești în chivot? Ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Ești protejat. Ce veste minunată să știm lucrul acesta. Ce veste minunată să știm lucrul acesta. Și ce lucru important pentru toți cei care sunteți în dimineața aceasta aici. Dacă nu sunteți adăpostiți în chivotul Domnului Iisus Hristos, să intrați în El prin credință. Să intrați în El prin credință. Acolo vom fi adăpostiți. Noi privim spre ziua aceea mare a judecății lui Dumnezeu. Când judecata lui Dumnezeu va cădea cu toată forța peste pământul acesta, peste oamenii care îl locuiesc. Privim spre acea zi și avem siguranță. Trăim fiecare zi în lumina acelei zile. Avem siguranță că suntem protejați, suntem adăpostiți în Domnul Iisus Hristos.
Este irelevant ce filozofii și ce teorii faci tu despre viitor. Este irelevant ce crezi tu despre natura umană. Este irelevant că tu crezi că omul este bun și că omul va evolua și că lucrurile o să se întâmple cândva, poate departe, dacă o să se întâmple. Este irelevant ce crezi tu. Va veni o zi a judecății lui Dumnezeu. Va veni o zi în care toată mânia lui Dumnezeu pentru păcatele omului va fi revărsată pe pământul acesta cu toată forța, fără niciun fel de opreliște. Totul va fi distrus. Toți cei scăpați nu sunt cei inteligenți, cei evoluați, ci cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos și s-au adăpostit în El. Ce lucru minunat! Ce lucru minunat să avem această siguranță, să avem acces în acest chivot. Aș vrea să subliniez în al cincilea rând comunitatea credinței. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot, ascultați, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Auziți? Casa. Citiți Geneza. Dumnezeu n-a făcut un legământ cu băieții lui Noe. Nici cu cumnatele lui. Nici cu soția lui Noe. Știți cu cine a făcut Dumnezeu legământ? Cu capul casei. Cu capul casei. Și ar vrea să am un cuvânt scurt, dar foarte serios pentru bărbați. Dumnezeu ne găsește pe noi responsabili de casele noastre. Responsabili de casele noastre. Suntem văzuți de Dumnezeu într-un mod special ca și capi ai caselor noastre. Bărbăția adevărată constă în faptul de a-mi conduce în primul rând casa către Dumnezeu. Eu nu pot să mântuiesc copiii. Să nu credeți că eu trăiesc în înșelătoria asta pentru simplu fapt că pot să-mi țin copiii în fru și sunt mici, am siguranță. Lucrul acesta se va spulbera când copiii mei vor pleca de acasă dacă sunt nemântuiți. Pentru că eu am crezut că ei sunt în siguranță pentru că sunt în casa mea. Nu, ei nu sunt în siguranță pentru că sunt în casa mea. Dar, eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu să însfințesc copiii. Să-i pun sub influența sfințitoare a Evangheliei. Să-i pun sub influența sfințitoare a unei trăiri sfinte înaintea lui Dumnezeu. Să-i pun sub influența sfințitoare a cuvântului lui Dumnezeu, a rugăciunii, a cântării. Când sunt în casa mea, ei vor fi sfințiți. Obligatoriu. Obligatoriu. Dumnezeu mă ia pe mine, mă consideră pe mine responsabil de lucrul acesta. Sunt încă bărbați la ora actuală în casele creștine care niciodată nu și-au dus copiii sau soția în prezența lui Dumnezeu. Niciodată n-au făcut lucrul acesta. Și n-au făcut-o ani de zile și acum le-i rușine să înceapă. Cum să mă zic eu să zic lui nevastă, mă, Cristina, hai să ne rugăm. E atât de penibil. Cum să zic eu să ne rugăm? Păi are relația aia personală cu Dumnezeu. Hai că copiii aș mai putea să o fac. Dar cum să fac lucrul ăsta cu soția mea? Suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Degeaba mă pretind mare șef în casa mea dacă nu sunt stare să-mi duc soția și copiii în rugăciune. Se egal cu zero. N-am nicio bărbăție. Bărbăția adevărată este în primul rând să scap copiii și soția de mânia viitoare. Nu-i tu îi mântuiești. Înțelegeți limbajul pe care îl folosesc. Să le vestești Evanghelia în continuu. Să-i chem la pocăință. Să vorbești despre sfințire. Să vorbești despre Domnul Iisus Hristos. Asta e responsabilitatea mea principală. Responsabilitatea mea principală este să iau pe Calvin, să iau pe Nathan, să iau pe Cristina și pe următorul, ce va fi el, să iau pe toți trei și să spun: ăsta e chivotul. Intrați în chivot. Scăpați-vă. Ăsta e chivotul. Și cât timp sunt în casa mea, o să vorbească despre chivot, o să ne rugăm la chivot, o să vorbim despre chivot, o să arătăm frumusețea chivotului și o să venim în casa aceasta, în locul acesta unde sunt alți oameni care sunt în chivot. Asta o să facă. Obligatoriu. Obligatoriu. Este responsabilitatea mea să fac lucrul acesta. Dumnezeu mă vede pe mine responsabil de lucrul acesta. Este responsabil, suntem responsabili de lucrul acesta. Este inacceptabil să crezi despre Noe că Noe nu le-a spus nimic a copiilor lui, soției lui, nurorilor lui despre ce se întâmplă. Nu, de asta au fost salvați oamenii aceia. Dumnezeu nu i-a salvat pe baza credinței lui Noe. Dumnezeu nu are mântuire transmisibilă. Toți au trebuit să creadă ce a spus Noe. Dar nu vi se pare curios că doar cei din casa lui Noe au crezut? Eu cred că Noe a făcut o muncă asiduă acolo. Eu cred că Noe a proclamat foarte serios întâi față de cei din casa lui ce se va întâmpla acolo. Și acesta este un semn pentru mine. Este un semn pentru mine să fac același lucru pe care l-a făcut Noe. Sunt oameni care m-au întrebat: dar dacă copiii tăi nu s-au ales? Dumnezeu m-a trimis, vă spun, Dumnezeu mi-a dat o carte nici măcar pentru copiii mei. Eu zic că, uite, nu zic despre nimeni care i-a ales, dar spun în primul rând despre copiii tăi. Eu niciodată, vă spun, dorm foarte liniștit noaptea. Responsabilitatea mea este să vestesc Evanghelia, să-i duc în închinare, să le vestesc Evanghelia, să le vestesc Evanghelia și după ce le-am vestit Evanghelia, să le vestesc Evanghelia. Asta e responsabilitatea mea. Responsabilitatea mea nu-i să speculez despre cartea vieții. Responsabilitatea mea este să le vestesc Evanghelia și să mă rog cu ei. Și responsabilitatea mea este să fac tot ce ține de mine ca să-i pun în calea harului lui Dumnezeu. Asta e responsabilitatea mea.
Și nu am niciun fel de preocupare pentru tainele lui Dumnezeu. Niciun fel de preocupare. Nu mă interesează. Pentru că dacă Dumnezeu vrea să le știu, mi le revela sau le dădea cu o bandă roșie pe spatele copiilor mei ca să știu că sunt mântuiți sau nu. Dar n-a făcut lucrul acesta, așa că îmi fac și îmi îndeplinesc responsabilitatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Asta este comunitatea credinței. Vezi? În toată Sfânta Scriptură se accentuează lucrul acesta al comunității. Frați și surori, suntem în aceeași călătorie. Conștientizați lucrul ăsta, da? Noi nu suntem pe cont propriu. Cât de des a spus în adunarea aceasta lucrul acesta. Și totuși, la un moment dat, să face o comutare. Să face o comutare. Noi suntem într-un proiect comun. Înțelegeți că în cel mai important lucru al vieților noastre suntem în comun. Da, fiecare avem casele noastre, fiecare avem familiile noastre, fiecare avem conturile noastre, fiecare avem bugetele noastre, fiecare avem lucruri separate. Dar toate lucrurile astea pe care le avem diferit gravitează în jurul acelui lucru, aceluiași lucru. Care? Domnul Iisus Hristos, care este chivotul nostru, în care ne-am suit și ne îndreptăm cu toții spre o destinație fixă. Indiferent ce avem diferit unii față de alții, avem un lucru comun. Care? Ne-am îmbarcat în chivotul ăsta și mergem spre aceeași direcție. Și toată viața noastră gravitează în jurul acestui lucru. Suntem o comunitate. Suntem o comunitate. Uitați-vă în al treilea rând, în al șaselea rând, uitați-vă la confruntarea credinței. Spune Scriptura aici așa. Prin el, prin ea, prin credința aceasta, a osândit lumea. Dacă ar fi să ai un mesaj pozitiv, te-ai putea gândi la Noe. Dar care a fost treaba lui Noe? Nu putea el pur și simplu să facă corabia și să vină cu un mesaj pozitiv? Să vorbească numai partea asta. Măi, uite, puteți fi salvați. Puteți fi mântuiți. Să fie pozitiv, da? De ce trebuia să fie el negativ? De ce să osândească el lumea? Sau cum a osândit Noe lumea prin credință? Vreau să vă spun, simpla realitate, simpla credința ta este o osândă pentru lume. De ce? Pentru că tu prin credință spui că există niște lucruri în care ei nu cred. Dar tu spui ceva fără să vrei de spune. Tu spui, a, eu vreau să fiu pozitiv, eu vreau să fiu prieten cu toată lumea. Nu poți. Și dacă ai vrea, nu poți. Însăși credința ta este o declarație despre oamenii din jurul tău. Ce? Voi n-aveți dreptate, eu am. Asta spune credința ta. Voi sunteți niște ignoranți. Voi sunteți necredincioși. Voi veți fi judecați. Și dacă nu-ți verbalizezi credința, ceea ce este tragic din partea ta, însăși credința ta, existența credinței tale în evenimentele astea viitoare în Dumnezeu, sunt o declarație despre vinovăția lumii, despre păcatul lumii, despre osânda lumii. Credința noastră este o osândă lumii, o osândă a lumii. Gândiți-vă că noi am început să construiască corabia. Noi, dar ce faci cu corabia asta? Păi uite, va veni judecata lui Dumnezeu. Noi încă nu este negativ. Dar peste cine va veni judecata lui Dumnezeu? Păi peste tot pământul. A, și tu de ce faci corabia asta? Păi fac corabia asta pentru că toți cei care intră în corabie vor fi salvați. Și restul vor fi judecați. A, vrei să spui că eu voi fi judecat? A, nu vreau să spun că tu vei fi judecat. Și eu nu știu pe cine salvează Dumnezeu. Dar Dumnezeu salvează doar pe cei care sunt în corabie. Ok, dar eu nu o să intru în corabie. O să fiu salvat? E, știi, eu doar cred că cei care sunt în chivot sunt salvați. Eu nu vreau să spun nimic despre ceilalți. Nu! Orice om ar fi înțeles. Noe vrea să spună că nimeni decât cei care intră în chivot sunt salvați. Nu ai cum să scap de lucrul ăsta. Nu ai cum să scap de lucrul ăsta. Dacă crezi că Iisus este calea, este adevărul, este viața, este chivotul lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a pus la dispoziție nimic altceva pentru salvarea omului, asta este osândirea lumii. Și pentru lume trebuie să fie clară osânda asta. Trebuie să fie de acum clară osânda asta. Eu îmi imaginez scena asta, nu știu dacă va avea loc vreodată. Poate nu va avea loc vreodată. Dar eu îmi imaginez scena aceasta și aș vrea să o aveți în minte, nu că e revelat în Sfântul Cuvânt, dar să o aveți în minte în felul următor. Eu n-aș vrea și tu n-ai vrea ca nimeni să îndrepte mâna spre tine și să spună niciodată nu m-ai osândit. Trebuia să mă osândești, trebuia să spui, nu mi-ai spus niciodată. Vor fi oameni de aceștia care au stat lângă pocăiți și pocăiții nu mi-au spus niciodată nimica. Nu mi-au spus nimic despre judecată. Eu vreau să fie pozitiv. Au vrut să fie relevanți. Au vrut să fie prieteni cu ei. Biblia nu ne-a cerut să fim prieteni cu oamenii. Nu ne-a cerut să fim prieteni cu ei. Ne-a trimis să fim niște propovăduitori cum a fost Noe. Credința noastră este vocea lui Dumnezeu pentru conștiințele oamenilor. Pentru conștiințele oamenilor. Autentificarea credinței lui Noe. Ia auziți ce spune Scriptura. A osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Aici sunt puse în contrast două aspecte. A osândit și a fost neprihănit. Sunt două variante, nu? Asta e Evanghelia.
Ori ești osândit, ori ești îndreptățit. Corect? A osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Asta înseamnă că dacă sunt două categorii, cei osândiți și cei care au neprihănirea prin credință, cum poți să scapi de osândă? Să fii socotit neprihănit? Prin credință. Sunt doar două variante. Spune că a osândit lumea, ai lumea de o parte și pe noi e cu casa lui de o altă parte. Lumea e osândită, judecată și noi cu casa lui au fost socotiți neprihăniți prin credință. Ca să nu vii sub osândă, nu spune Biblia să te strofoși mai tare, să luți mai tare, să te rogi mai tare, să te rogi mai mult, să vii la biserică mai des. Toate lucrurile astea sunt foarte importante. Ca să nu fii osândit, trebuie să fii socotit neprihănit prin credință. Ca să nu fii osândit, trebuie să intri în Hristos. Ca să nu fii osândit, neprihănirea lui Hristos trebuie să-ți fie dată ție. Ca să nu fii osândit, trebuie să fii îmbrăcat cu Hristos, cu neprihănirea Lui, cu viața Lui, cu iertarea păcatelor pe care El ți-a dat-o. Asta este singura opțiune. Singura opțiune. Omul acesta, dacă ar fi fost un catolic sau un evanghelic foarte confuz și debusolat, ar fi avut acum ocazia să ne spună că suntem mântuiți nu numai prin credință, ci și prin fapte. Dar el nu spune asta. El spune deslușit, unii s-o osândiți datorită lor și alții îs socotiți neprihăniți, îndreptățiți datorită credinței, datorită faptului că au depins, că s-au bazat pe Dumnezeu, s-au bazat în totalitate pe Dumnezeu. Sunt doar două opțiuni. Doar două opțiuni. Și în final, care e sfârșitul credinței? Este interesantă expresia că spune că a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Și unii speculează, când a ajuns moștenitor? După ce a făcut corabia? Sau când? Nu. Prin credință, de la început, ne spune că noi a făcut toate lucrurile. Prin credință. Acum, când spune moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință, eu cred că se referă la următorul lucru. Noi suntem socotiți neprihăniți din momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu. Suntem socotiți neprihăniți. Suntem îndreptățiți. Dar există o moștenire a acestei îndreptățiri. Există o finalitate a acestei îndreptățiri. Care e finalitatea? Pentru noi finalitatea a fost că El a scăpat din lumea veche, judecată de Dumnezeu, a scăpat spre lumea nouă. Care e finalitatea pentru noi? Dacă suntem îndreptățiți și noi vom experimenta exact același lucru. Vom ieși, vom fi extrași, vom fi scoși din această lume care va fi judecată de Dumnezeu și vom merge spre o lume nouă. Mulți oameni știu jumătate de mântuire, jumătate de convertire. Dumnezeu mă iartă de păcate, scap de iad. Asta e jumătate. Dumnezeu mă scapă de. Te scapă de spre ce? Dumnezeu m-a scos din. Spre ce? Către ce? Unde te duci? Mulți oameni se uită, singurul lucru care știu despre mântuire, e bine că îl știu pe ăsta, că e elementar. Am fost iertat, nu mă mai duc în iad. Bun, dar unde te duci? Au, nu prea știu ce-o fi. Dumnezeu știe. Noi n-am spus așa, ne suim, habar n-avem ce o să fie. Noi n-am fost așa, noi am știut exact unde să duce. Moștenirea neprihănirii sale, da? Rodul neprihănirii sale. Manifestarea mântuirii sale, rezultatul mântuirii sale, efectul, dovada, demonstrația, rezultatul îndreptățirii sale, da, că a fost mântuit, că a fost îndreptățit, a fost lumea nouă în care El a ajuns. Asemenea lui noi și noi trecem prin Hristos din această lume, scăpând de lumea, de mânia lui Dumnezeu, către o lume viitoare, o lume fără păcat, fără necredință, fără orice care este împotriva lui Dumnezeu. Și închei cu a vă citi un pasaj din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, care ilustrează foarte bine lucrul acesta. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 8 și 9. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie și se referă la ultima fază a mântuirii noastre, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Concluzie. Concluzia este că toată viața lui noi a fost trăită prin credință. Evanghelia, mântuirea, lucrarea Domnului Iisus Hristos nu este doar pentru începutul vieții noastre. Noi privim spre un eveniment tragic, tragic, catastrofal, dezastruos pentru lumea aceasta. Privim spre evenimentul acela și trăim în lumea care va fi judecată de Dumnezeu. Ascultați-mă, în această lume trăim noi. Și privim cum decurge timpul, decurge timpul, decurge timpul și ne apropiem de acea catastrofă. Și ascultați-mă, vai de noi! Vai de noi dacă am ajunge acolo! Apocalipsa ne dă câteva scene din vremea în care Dumnezeu va judeca lumea și oamenii se vor duce ca nebunii la munți, la stânci, la pește și vor striga, cădeți peste noi! Oamenii vor încerca să se omoare și nu vor putea!
Dumnezeu interzice ca moartea să omoare pe unii oameni. Până când se întețește mânia lui Dumnezeu. Va fi un chin inimaginabil peste oameni care în continuare și în vremea aceea când vor fi pedepsiți de Dumnezeu, vor huli pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu va da har, Dumnezeu va mântui în harul lui pe o parte din omenire, dar mânia lui Dumnezeu va cădea peste lumea aceasta. Va fi o groază de neimaginat. Lucru cu adevărat minunat este că după ce ți se prezintă pe Noe, care a fost mutat de pe pământ, a fost răpit de pe pământ, îl prezintă acum pe Noe după Enoch, care vom trece în siguranță, datorită Domnului Iisus Hristos, datorită acestui chivot, vom trece cu siguranță de mânia lui Dumnezeu. Nici măcar nu o simțim. Știți de ce? Pentru că mânia a căzut deja peste chivotul acesta. Judecata lui Dumnezeu a fost deja peste Domnul Iisus Hristos. Haideți să trăim pe baza Evangheliei. Nu doar să credem Evanghelia pentru început, să trăim pe baza Evangheliei. Să fim conștienți că trăim într-o lume care este sub judecata lui Dumnezeu. Această judecată va fi executată în curând și noi suntem în siguranță pentru că suntem în Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Amin.